Herbarul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca este, în primul rând, cel mai mare herbar al României și este una dintre marile colecții științifice ale României, fără doar și poate. În domeniul botanicii, aici este stocată tot ceea ce ar putea însemna patrimoniul vegetal al României, având plante din toată România, cu aproape toate speciile care se găsesc aici. Importanța lui este și istorică, în sensul că este o colecție foarte veche. Cele mai vechi planșe sunt din secolul XVIII, odată cu botanizarea pe criterii științifice și realizarea fine primei monografii a unei provincii din România, este vorba despre Transilvania, de către Baumgarten. La începutul secolului XIX deja este publicată această monografie privind flora Transilvaniei. Și tot acest tezaur documentar se găsește aici, în cadrul herbarului. Aici este stocat 300 de ani de muncă în Transilvania, începând și apoi în România. Expertiza celor mai buni specialiști în domeniul botanicii care au existat în Transilvania, pentru că aici a început și apoi, bineînțeles, în România, colecția îmbogățindu-se constant în ultimii 300 de ani. Din această cauză, valoarea este remarcabilă atât pe plan științific, cât și pe plan istoric. Aici mă refer la faptul că sunt date, certificări, de exemplu, de plante care actualmente ori nu le mai regăsim, fiind puse sub semnul întrebării, dacă mai există sau nu. Toate acestea reflectând schimbări câteodată dramatice în tot ceea ce înseamnă ecosistemele din România. Munca în acest herbar este și actualmente continuă, în sensul că este un herbar dinamic, este un herbar viu, nu este o colecție statică. Specialiști de prim rang din România și nu numai vin să-l consulte anual. Doar anul trecut au fost din probabil 10 țări din Europa, consultând peste 300 de taxoni. Iar noi, prin activitatea care o avem aici, în continuare depunem noi documente asupra speciilor care există și surprizele se țin lanț în continuare, deși suntem în Europa, în România, o țară care a cunoscut o botanizare continuă, sunt specii care se descriu nou pentru știință. Am avut bucuria zilele trecute de a fi depus, să zicem, holotipul unei noi specii care să fie descrisă pentru știință. Deci, surprizele există în continuare, muncă se face de calitate, iar colecția se îmbogățește cu lucruri remarcabile. Herbarul actualmente are aproape 700.000 de col de plante care sunt catalogate, deci care sunt inserate și catalogate, în care sunt trecute toate caracteristicile care țin de indivizii respectivi, adică identificarea certificată de către specialiști, ceea ce este foarte important, da? Deci nu cine poate să vină să depună plante, locul de unde a fost cules, dată și așa mai departe. Actualmente avem colecții începând cu plantele, așa zis, inferioare, să zicem, de la alge, ciuperci, până la plantele cunoscute. Avem, în afara colecției acestei mari, câteva colecții istorice, care sunt remarcabile, spuneam, de colecția Baumgarten. În această colecție sunt inserate plantele care au fost colectate, identificate și care au servit la realizarea primei monografii a Transilvaniei, care am impresia că este și prima monografie a unei părți din România. De aia, valoarea lor este imensă. De exemplu, avem aici coli care certifică existența unor specii care n-au mai fost găsite ulterior, care s-au presupus a fi dispărute. Din fericire, unele au fost regăsite după câte 100 și ceva, 200 de ani, pentru că populațiile sunt așa de mici încât efectiv, dacă nu calci pe ele, nu le regăsești. În continuare sunt specii care sunt depuse, care nu știm. De aceea este un pic, câteodată este dificil să zicem, o specie a dispărut complet. S-ar putea să fie și această ipoteză valabilă, s-ar putea să fie pur și simplu faptul că a devenit mult mai rară decât a fost prin exploatarea habitatului, de la pășunat, tăieri de pădure, turism necontrolat, construcții și așa mai departe. Plantele aici sunt
începând din secolul XVIII, cele mai vechi foli de pe 1760, datând. Partea cea mai remarcabilă a colecției este această mică colecție, de fapt, nu sunt vreo 300 și ceva, către 350 de coli, dar valoarea lor este importantă pentru că ele sunt tipurile de plante, între care foarte multe holotipuri. Adică, cu alte cuvinte, reprezintă certificatul de naștere la taxonii vegetali, care au fost descriși pentru prima oară pentru știință, au fost depuși un individ cu descrierea lui și atunci el devine, din momentul acela, specia respectivă devine recunoscută, primește un nume și circulă în lumea științifică mondială. Și aici păstrăm această colecție și sunt multe specii, sunt specii, majoritatea sunt de cormofite, adică de așa numitele plante superioare, să zicem, deși se schimb propriu expresia asta. Poate este mai ușor accesibilă. Dar avem și alte tipuri de plante, pentru că aici așa desfășurat activitatea o paletă foarte largă de specialiști. Grădina botanică, de fapt, se construiește în jurul acestui pol puternic de cunoaștere în domeniul botanic, care se cristalizează la Cluj. Ia o formă academică, prin universitatea care a existat aici, și ajunge să fie centrat în acest loc, dar tocmai datorită unor specialiști remarcabili care au fost, să zicem, dintotdeauna de când există partea asta, până în zilele noastre, Școala de Botanică de la Cluj este una în continuare remarcabilă, care a știut să se adapteze la, să zicem, știința modernă din zilele noastre. Vreau să zic că aici au fost foarte mulți specialiști și vreau să scot aici care și îmi place Alisum Borzeanu. Nu numai prin faptul că are și o valoare oarecum sentimentală, este dată o plantă descrisă de Nyaradi, unul dintre cei mai mari botaniști ai României și care a fost curatorul herbarului aici la Cluj, și o descrie în cinstea maestrului, directorului grădinii botanice, Alexandru Borza. O specie de la Marea Neagră, o specie foarte frumoasă, de altfel. Și acesta este primul individ, Borza îl culege, vine aici la Cluj și își dă seama că nimeni nu știe ce este. Specia asta n-a mai fost văzută de către un specialist. Și atunci, Nyaradi, care se ocupa de acest herbar, și care era specialist în alisum, își dă seama despre importanța acestei descoperiri, o descrie și o numește în cinstea maestrului lui. Se inserată în 1926. Știința asta a botanicii, discutăm despre botanică, dar e valabil și la zoologie, a taxonomiei în general, a cunoscut o revoluție fenomenală în momentul în care am avut acces la baza informației și la baza evoluției până la urmă, la material genetic. Colecția continuă pe aceleași principii, doar că am ajutat unele noi, să zicem, ne-am modernizat în sensul taxonomiei, pe lângă taxonomia aceasta clasică făcută, care rămâne indispensabilă oricum, adică nu se putem face altceva, altcumva, dar adăugăm unelte noi și este vorba despre aceste accesul la ADN și la interpretarea taxonomiei prin aceste noi informații care le avem. Deja de ceva vreme, mai mult de 10 ani, am început o activitate aici, eu zic, ferventă, de colectare și de stocare, inclusiv a materialului genetic la plantele care cresc, în special în România, în special în Carpați, am început acest lucru, nu numai, dar și din alte părți, și avem deja o bază de dată prin care noi ținem aceste tuburi prin care conservăm țesut vegetal de la niște plante, care de asemenea sunt depuse în acest herbar pentru a le verifica tot timpul. Pentru că s-ar putea să mă fi înșelat eu sau alții care colectează și să putem veni înapoi să vedem totuși ce s-a luat. Un început bun și puternic la o colecție de material genetic. Asta e un fel de biogeografie moleculară, niște studii de taxonomie care au început și așa mai departe. Deci asta este, să zicem, o altă față la fel de importantă care o să se dezvolte în viitor cu și mai mult decât atâta. Actualmente tehnica de secvențiere a revalorizat colecțiile științifice întrucât putem avea acces inclusiv la ADN-ul care a fost degradat. De exemplu,
se pot lua mostre de plante care nu mai avem acces în zilele noastre sau care sunt aproape inaccesibile, o mică bucățică, bineînțeles, fără a deteriora valoarea exponatului, și putem să extragem ADN-ul și să punem într-o altă lumină, odată, principiile științifice, dar inclusiv colecția în sine. Nu este vorba de niște colecții prăfuite, niște colecții care, așa, un fel de depozite în care... Nu, sunt lucruri moderne, efectiv, de top în știință, în care herbarele actualmente și, în general, colecțiile științifice de acest tip și în zoologie, bineînțeles, sunt aduse la zi. Importanța colecției de aici, odată cantitatea de informație și calitatea informației, a dus la faptul că aici a fost, să zicem, cartierul general în momentul în care s-a desfășurat una dintre cele mai remarcabile acțiuni în partea științifică a botanicii din România, și anume redactarea monografiei Flora României. Începe ca Flora RPR, se termină ca Flora RSR și este vorba de 12 volume, 13 să zicem, în care toate speciile care cresc în România au fost descrise, odată din punct de vedere al caracteristicilor lor, o iconografie. Toate acestea s-au bazat pe informațiile care existau în literatură de specialitate, dar în special informațiile care existau în herbare. Bineînțeles, și alte celelalte herbare ale României au fost consultate, nu numai sunt alte herbare remarcabile și mari. Acesta doar, pur și simplu, probabil că este cel mai mare și în care a fost o activitate continuă. Sau această producție, într-adevăr, remarcabilă, este și prin faptul că dacă o luăm la nivel, să zicem, cu alte țări din Europa, România este printre primele care realizează complet o astfel de monografie și care se termină, deci spuneam, începe cu Flora Repere în 1952, se termină cu Flora Resere, da? 1972, 20 de ani, extrem de fertil. Ca să scoți așa ceva, a însemnat efectiv o coordonare mare, care a fost făcută aici și a coagula cei mai buni specialiști pe care i-a avut România la momentul respectiv. Herbarul acesta, tocmai ca și toată grădina botanică în care se găsește, este de fapt o parte a universității, este o bază didactică de importanță mare, fiind probabil una dintre cele mai mari colecții științifice pe care le are universitatea noastră, și în care cercetătorii, profesorii care sunt pe linia de botanică, vin aici în mod constant și se servește acest material și, nu în ultimul rând, importanța pentru studenți, în special studenții pasionați de botanică, doctoranzi cu atât mai mult, care își fac teze, care vin, consultă, certifică plantelor și, bineînțeles, apoi contribuie la îmbogățirea acestei colecții prin aportul pe care ei îl aduc. Deja spuneam că este o colecție nouă, este o colecție care crește în continuare, care se dezvoltă și care este cerută de către specialiști atât din România cât și din alte părți ale lumii. Și astea chiar nu sunt vorbe în vânt. Constant există cereri pentru vizită, cereri pentru verificări care vor să le facă pentru anumite genuri, fie că e vorba specialiști din Spania, din Ungaria, din Cehia, din Iran, pe Alisum, care au vrut să consulte, adică de peste tot. Herbarul, prin importanța lui, în continuare produce schimburi de material, în sensul că noi trimitem material din România, iar la schimb primim material din alte părți, pentru că este, vă dați seama, este foarte dificil să acoperim întreg mapamondul, să aducem plante aici care să fie document, ca documentare pentru toți specialiștii, de la plantele care le avem, de exemplu, în seră, până la plantele adventive care apar nou și în general, pentru cunoaștere care există. Noi trimitem specimene de aici, din flora noastră, și primim la rândul nostru de peste tot. Avem schimburi acum active cu Academia din Sofia, cu Canada,
Polonia și mai sunt și altele. Ungaria, da, bineînțeles, în continuare. Valoarea unei colecții este dată de mai multe lucruri. Odată calitatea obiectelor care există, corecta lor identificare, cine certifică acest lucru, contează totuși semnătura marelui specialist pe o anumită plantă și a unei ordini care există perfecte. Adică chiar dacă sunt aproape 700.000 de coli, uitați-vă la acest volum de aici, în orice moment, eu și colegii mei care lucrează aici o să știm exact unde se găsește fiecare exemplar. Nu e nicio problemă. Vrea cineva o anumită specie, mă duc exact acolo. Îi pot face trasabilitatea, inclusiv istorică, de când a fost depus primul, până la ultimul exemplar. Deci asta constă una din importanțele colecției. Apoi, am discutat foarte mult despre importanța lui, pentru că este recenzată și este catalogat, să zicem, tot ce ar însemna patrimoniul vegetal al României aici. Dar colecția aceasta este mult mai mare decât atâta. De aici rezidă, în primul rând, importanța ei. Dar mai mult de jumătate din plantele care sunt aici, de fapt, sunt plante care vin din afara României, care s-au obținut prin schimburi și cu alte herbare similare și chiar dacă, de exemplu, acum lucrez pentru a identifica plante care au fost colectate în Alpinul Pirineilor, eu pot tot timpul să mă întorc și să verific cu plante tip certificate de către specialiști din Spania, din Franța și așa mai departe, astfel încât să fiu sigur de corectitudinea integrării plantelor respective. Avem plante care vin din toată lumea, din America tropicală, din Borneo, din Africa ecuatorială. Schimburile acestea care au fost făcute cu instituții similare ne permit actualmente să putem certifica inclusiv plante care sunt în sere, în colecțiile de plante tropicale și așa mai departe. Nu avem neapărat la fel de mult specialist în acest domeniu, dar s-au fost vizitate în locul numit acum câțiva ani de zile, 3-4 ani, cineva care a identificat un tip de o plantă tropicală, era din Austria și se ocupa, printre altele, de orhidei și aracee tropicale. A avut acces aici, la Cluj, la anumite lucruri care le-a observat, care au fost culese din Asia tropicală. Deci, paleta este mult mai largă acestui herbar decât flora României. Dar aici este perla coroanei, flora României, dar importanța lui este mult mai mare. So, like I was told, now we have questions like to crack an act, but we have a big stuff, I don't know, the big hammer. Yeah. And it's too much for our questions. So if the skill of a herbarium historically was the one of a librarian, so it was collecting, classifying, making accessible. More than a librarian, because librarians normally are only stocking. They are not doing very much. They are not writing. They are not making concept on literature, let's say, or in science, if it's a... They are taking care about the database. It was not the case of herbarium. They were dynamic in developing concept, in developing knowledge. So it's completely different. I'm not here only to keep. Yes, the main task it will be to keep, because I'm not so big specialist in all groups. I cannot voucher everything, cannot make names on everything, because I do not have... Nobody has this level of knowledge of everything. We have specialists in groups. But myself also, I have some knowledge in some parts. So here, actually, even now it's very dynamic. So we are introducing plants. Now I'm working from some plants that I collected in the Pyrenees to identify, to arrange it here in the herbarium, and they will be available for every scientist that are coming here. And there are quite many. Because we are talking now about the naming of a herbarium in general, but here is the biggest herbarium of Romania, and the best in how it's organized, and so on. Now, by contrast, there are other herbariums yes. in Romania that are not as well organized.
Or they are not so accessible, or they are not so big, or maybe they are not visited by so many specialists, because a collection, like when you have like an art items, not only that you keep it, but who certified it. This is so important. So for that, Christie's or they know in London, they are very good because they have specialist certificate. Right. I cannot come tomorrow in the market and say, okay, I have a huge collection of money, we come here. But here, because of the quality of people that are coming and certificated hands. This is, and also it's very dynamic, and I'm not hiding this one. I'm very proud to be part of this one. So here in Cluj, yes, you've got more than a national resource. This is, it reflects the European flora. Actually, it's... Or is it a worldwide? Worldwide. Whole? Because we have like 700,000 items inside. So to be more precise, they are organized like this. So this one is a herbarium sheet in which everything is known. This one is date 1851. Okay? Right. So we, know, we know who collected it. Of course. If not, it's not a collection, it's a deposit. Sorry, who deposited it? And it's signed for, yes, certified, yeah, by a senior professor. Now we have like new, because we are entering in new era of digitizing. So, okay, this is done by myself. But it's not self-certified. Yes, it's self-certified. So, yes, I assume that this one, and I signed it for it. Somebody can come and say he was wrong. And what is new now, we have a database. Everything is made in the database. For that, it's very dynamic. So we have now everything electronic. But now we are producing in the digital way. So we are printing. We have a hard level, but also we have also a database that is going on. And it is accessible, but okay, only internal accessible. The same time as all the big collection in Europe. So it was the time when it started the first scientific exploration of flora of Transylvania, and when Baumgarten did the first one. So, but was it pushing the frontiers of science, or, yes, or is this a kind of, I'm never quite sure whether in botany, whether we've reached the sort of point where we sort of know everything, we're just looking at better. No, we are far to know everything. Even now we are discovering new species, cormophyte in Romania, big like this one. So, cormophyte means, let's say, not the small cryptic plants like bryophytes, like lichens, that are not very well known. But I'm speaking really about the real plants. Now a colleague deposits from Dobruja a new species for science. New species in Europe. There are a lot of invasive plants arriving in Europe, let's say, from different parts of the world. From North America, like Asteraceae and other, they are coming. There is a problem because you have the plants, you have books, but you are not always very sure about, because you have to have, let's say, typical plants that were identified by good specialists in that part. So there was a big professor that Ciocărlan was his name, that he died after 90 years, and he was very dynamic. He was coming every year here, updating flora of Romania, and he had always questions about plants that are invasive to well-certificated plants. And he was coming here every year because we have a good collection of plants coming from, for example, from North America, from where there are species coming in Europe, many. And for that also, I encourage the exchange with, for example, flora of Canada, because to have more and more types of plants from there, because if you are not sure, always you have to check. So this checking of the invasive plant, oh my goodness, it's arrived. It doesn't necessarily, it sharpens your defenses, but it isn't a defense in itself. It's not only, okay, there are different levels. Scientific and the world first leads to knowledge. They are the big questions. What is this? This is the basic, yes, like a child. Yes. We have always this question if you are in science. What is this? For what reason is happening this one? So this is the, if you are not having questions like this one, you are not doing science. Or you can be a technician or employed to solve some questions. But this is the, for what the apple is going down.
for what reason. So the question is, what is this one? There are students all the time, but there are not very many, because there are not very many in all the fields that really wants to go on. Here is very scientific, it's not only a bagatelle. Yes, no, I understand. So this is they, in scientific enthusiasts. Yes. Yeah. If there are people, they are coming. Now there is a student, there are two students working on lichens, and if there are other people who want, they want PhD students more often, much more often. And also they are enriching the collection because they are working in new territories or they have taxonomical questions. And their work is after we put here. So it's a big collection, it's an old collection, and it's a well-preserved collection. And yeah, for Romania it's the best. And it's not so bad if you compare it with other collections. They are not so big, like, let's say, in a museum in France or in a Kew Garden, or they have bigger. Kew Garden has, for example, like 300 specialists. Scientist working. Here I am, only myself.